Bunicul a vrut să mă vadă preot în acel sat. Atât de mult și-a dorit acest lucru, încât a aranjat cu preotul din sat, preot bătrân care era pe cale să iasă la pensie, să nu se pensioneze până nu termin eu seminarul ca să pot accesa acea parohie. Cum ne-ați explicat titlul Un pas în urma serafimilor? Cine sunt serafimii? Chisas, chisas, chisas. Profesioniștii, în dialog cu Eugenia Vodă, sâmbătă la TVR1.